Mii de agenți economici și angajați au fost verificați anul trecut de inspectorii de muncă, cel puțin așa reiese din bilanțul Inspectoratului Teritorial de Muncă. Funcționarii acestei instituții au ajuns la aproximativ 2300 de agenți economici de pe raza județului, societăți care au peste 48.000 de salariați. În urma controlelor, inspectorii de muncă au aplicat 365 de amenzi, valoarea totală pe care patronii au avut-o de plătit către stat fiind de 818.000 de lei. Cea mai mare problemă identificată în rândul angajatorilor buzoieni rămâne munca la negru. 76% din totalul sancțiunilor dictate de inspectori au fost pentru cazurile de persoane găsite la lucru fără forme legale. Pentru cazurile de muncă la negru s-au dat amenzi de 630.000 de lei. Aproximativ 600 de buzoieni au fost descoperiți muncind fără a avea contracte. Oficialii ITM spun că astfel de abateri au fost constatate cu precădere în domenii precum construcții, transporturi, confecții textile, pază și protecție, prestări, servicii și comerț. Motivele pentru care mai mulți patroni nu au parafat forme legale cu muncitorii sunt diferite, de la teama de fiscalitate ridicată până la nivelul scăzut al reconversiei profesionale. Cu toate acestea, inspectorii de muncă scot în evidență și faptul că majoritatea agenților economici care nu respectă legea sunt adepții politicii de obținerea unor profituri pe o perioadă scurtă, în detrimentul strategiilor de dezvoltare pe termen mediu și scurt.